Există momente când prada și prădătorul se schimbă cu rolurile. Am adunat pentru voi cele mai tare videouri când prădătorii chiar au făcut alegerea greșită când au decis pe cine să atace. Haideți să vedem despre ce este vorba, așa că puneți un like și să începem! Pelicanul în timpul vânătorii a prins victima greșită și a apucat o broască țestoasă alegator ureașă. Aceasta a prins pasărea de cioc și n-avea de gând să-i dea drumul. S-a opus ceva timp, iar până la urmă totuși a reușit să scape de fălcile mortale. Pelicanul a supraviețuit, dar nu cred că va reuși să trăiască mult timp cu așa cioc sfâșiat. Urmează un moment incredibil surprins în munții Tibetului. Un leopard de zăpadă a atacat un iac și l-a prins de gât. Nu știu ce om neînfricat filmează, dar s-a apropiat de animale foarte tare ca să obțină cele mai tari cadre. Leopardul s-a speriat de martor, a lăsat iacul și a plecat. Astfel, omul care a intervenit a salvat viața prăzii. Un porcușor care se plimba prin pădure a dat de cea mai periculoasă pisică prădătoare. Jaguarul atacă, dar și porcușorul nu s-a dovedit a fi fără caracter. Mușcă și respinge pisica. Jaguarul e șocat și decide să plece. Porcușorul apoi a mers să-și vadă de treburile sale. Luptele iacilor sunt spectaculoase, deci nu e ceva neobișnuit când unul dintre adversari se întoarce pe spate în timpul bătăliei. Taurul prostuț nu a știut despre asta și a decis să-și compare puterile cu cele ale iacului. Doar într-o clipă, taurul a zburat în aer și a aterizat pe spate. După așa căzătură, s-a liniștit imediat. O familie de ghepardi s-a apropiat de niște mistreți care s-au ascuns rapid în vizuina lor. Unii porcușori însă sunt neascultători și obraznici, au ieșit și au provocat gheparzii la atac. S-a dovedit că nu e chiar atât de ușor să prinzi un micuț din ăsta. În curând, indivizii mari au ieșit din vizuină și s-au grăbit să-și apere puii. Gheparzilor le-a rămas doar să fugă pentru a se salva. Dar se mai întâmplă ca și caii să fie pe pace. Această iapă l-a servit pe măcuțul iac cu laptele său. Aceste două gorile au prins o maimuțică. Una o trăgea de coadă, alta de lăbuță. Micuța nu știa ce să facă. Într-un final a reușit să scape și le-a întors atitudinea celor care au supărat-o. O pisică decide să atace un șobolan care mergea liniștit pe lângă o clădire în Luxemburg. Se pare că în acest moment prădătorul a făcut alegerea greșită, fiindcă se schimbă cu rolurile. Priviți cum o atacă pe pisică, o face să dea înapoi și să fugă. Pisica se salva cum putea, a trecut și drumul, dar nu avea cale de scăpare. Șobolanul i-a arătat blănoasei caracterul unui luptător adevărat. Un moment foarte amuzant pe care poate deja l-ați mai văzut. Șoimul atacă o găină, în ajutor îi vine cocoșul și chiar o capră curajoasă. Împreună alungă pasărea prădătoare și salvează găina. Întâlnirea unui jaguar cu capibara chiar pe drum. Prădătorul atacă, dar capibara reușește să scape ca printr-o minune. Animăluțul fuge în direcția potrivită, spre mașina. Jaguarul s-a speriat de automobil și a fugit. Urmează o întâlnire foarte rară și neobișnuită. 6 câini enormi au înconjurat bietul animal și au început să latre. Nu știau pe cine au atacat, căci glutonul poate să se lupte și cu ursul. Când glutonul se repezește la ei, tot se împrăștie. Au lătrat așa vreo 2 minute. La sfârșit, glutonul se bagă în vizuina sa, de care câinii n-au mai riscat să se apropie.
Nu e clar ce anume n-au împărțit aceste gorile, dar între ele a izbucnit o ceartă. Cel mai interesant e comportamentul puiului care s-a repezit să o tragă pe mama sa din această ceartă. Bine că a intervenit un mascul și toți s-au calmat. Iată un moment dramatic, un adevărat film de acțiune. O antilopă gnu a fost atacată de hiene. Fugind de prădători, a reușit să-l lovească pe unul la copită. După ce a simțit eficacitatea armei sale, decide să o folosească împotriva unui bivol care stătea liniștit în câmp. A decis apoi să se ascundă printre turma acelorași bivoli, dar bivolul jignit nu poate ierta așa atitudine, așa că singur începe să atace antilopa ca să se răzbună. Săraca nu mai știe ce să facă. Dintr-o parte e înconjurată de hienele care o au drept țintă, iar din altă parte bivolii, care trebuiau să fie o insulă de salvare. Peste câteva minute, bivolul supărat a început să fie furios din cauza situației. El ridică antilopa în aer cu coarnele sale și o alungă departe de ai lui. Hienele știu deja ce trebuie să facă mai departe. Când o leoaică e atacată de un grup de hiene înrăită, se pare că n-are șanse de salvare. Hienele o atacă ca niște albine din toate părțile, dar în ajutor vin celelalte membre ale grupului și victoria e de partea leoaicelor. Acest iac a decis să sară pe un cal. El însă s-a apărat bine și nu se lasă bătut. Iacul a înțeles rapid că trebuie să fugă. În timpul nunții, tinerii au decis să facă o poză frumoasă cu o lebădă albă, dar pasărea nu avea dispoziție pentru fotografii și a atacat-o pe mireasă. Iată un moment asemănător cu niște lebede negre. Aici ambii tineri au încasat-o. Un șoim a atacat niște găini, dar n-a mai putut să iasă de pe teritoriul lor. Găinile, în loc să fugă să se ascundă, au început să atace șoimul în grup. Chiar din automobil, oamenii au reușit să filmeze ceva neobișnuit. Crocodilul a atacat o țestoasă care voia să scape de prădător, dar totuși a ajuns în fălcile sale pline de colți. Apoi au urmat 2 minute de încercări de a-i mușca țestoasei carapacea. Aici prădătorul sigur nu a ales victima corectă. Nu i-a reușit nimic, iar țestoasa, folosindu-se de moment, a fugit. Iacii rare ori găsesc limbă comună cu caii, așa că conflictele dintre cei doi nu sunt rare. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și puneți un like. Pe curând!